Foarte multă lume se sperie când simte furie, nu înțelege și vrea să scape de ea. Ok, hai să vedem ce înseamnă furia asta, ce vrea de la noi și cum să o procesăm corect, cum să o înțelegem, cum să uh, facem pace cu ea. Deci ce este furia? Furia este un răspuns foarte natural al corpului. Cum sunt și alte emoții despre care o să facem și următoarele video, cum sunt tristețea, de exemplu, da? Cum este frica? Cum sunt chiar și vinovăția și rușinea? Ele sunt niște stări emoționale, Extrem de intense și puternice, simțite, dar ele vin cu un mesaj. Ele sunt mesagerul. Deci, știi, vorba aceea, nu omorâți mesagerul. El vine cu un mesaj pentru noi și hai să vedem furia în mod specific ce face ea. Hai să ne gândim simplu, da? că lucrurile sunt întotdeauna simple, noi le complicăm. Dacă în corpul meu, ca ființă umană, simt furie, este o, 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 o explozie vulcanică a unei energii foarte puternice. Adică am foarte multă energie care poate fi evident distructivă destructivă dacă se transformă în agresivitate. Dar furia și agresivitatea sau violența sunt lucruri foarte diferite. Una este să simt furie și alta este să las furia să-mi alimenteze niște comportamente care sunt cam de obicei de distrugere, de agresivitate fizică sau verbală, nu? Sau violență. Ok, în mod natural, de ce îți trebuie asta? Păi, în primul rând, să te aperi de abuz. Nu? La ce folosește furia? Când simți că cineva vine peste tine, fizic vorbind, nu? Și te agresează, te tâlhărește, te pune mâna pe tine. Furia vine ca un răspuns natural ca să-ți amplifice uh, capacitatea fizică de a te lupta pentru viața ta. Deci, nu e de glumă, furia asta nu i de joacă cu ea. Ea este foarte importantă și este pentru binele nostru făcută inițial. Acum, noi trăim într-un lume în care nu mai pune neapărat mâna cineva pe tine, avem o societate cât de cât organizată, da? deci nu mai sunt pericolele care erau când trăiam prin păduri, prin triburi. Nu mai sunt aceleași pericole. Dar creierul nu face diferența dintre pericolele de atunci și cele de azi. Și ce pericole sunt azi? Păi hai să arăt. Cum altfel îți pot fi ție încălcate limitele? Nu? Poate că limita ta este, uh, mă, dacă nu mă cunoști, nu intra în spațiul meu fizic, nu veni să mă tragi de guler. Nu ai permite asta nu ar fi un act de agresiune la adresa ta. Deci, poate că fizic nu te mai agresează nimeni, dar psihologic și emoțional ești foarte agresat. De ce anume? Păi de toate zgumotele pe care le auzi. De asaltul de informație de pe telefon. Poate ești la un job unde ți se cere foarte mult. Poate acasă, în cuplu, ești foarte criticat. Deci, practic, ești atacat, și sub asediu continuu. E normal să simți furie. Ce este furia? Răspunsul tău natural de apărare, de protecție. Deci, dacă vrei un prim indiciu foarte puternic legat de ce este furia ta pe care poate o simți constant sau din când în când, înseamnă că, într-un fel sau altul, fără să-ți dai seama, îți sunt încălcate niște limite psihologice mai mult decât fizice, poate. Poate și fizice, dar sigur, psihologice și emoționale. Asta ce înseamnă? Că trebuie să te întrebi. Uh, trebuie să te întreb, ok, unde trebuie să pun o limită sănătoasă? Acum, problema este că dacă tu ai avut traumele copilăriei, s-ar putea să nu ai claritate legat de, ok, care sunt drepturile mele. Până unde să permit altui om să-mi vorbească într-un fel, cu un ton al vocii, să fiu criticat, să fiu certat, să mi se ceară socoteală, să fiu obligat să fac chestii, pentru că tu în copilărie, într-o familie în care a fost abuz, neglijență, violență și altele, ca și copil, ca să supraviețuiești, nu-ți-ai permis tu să pui limite sănătoase. Da? Ai acceptat ce e, te-ai adaptat. Și poate că adaptarea asta, una din adaptări a fost când simți furie, să o reprim, să o înghiți, să nu manifest, să nu mai existe. Da? Și ai devenit expert să lași pe alții să te calci în picioare și când vine furia, să faci ceva cu ea. Da. Această furie pe care o înghiți și o reprim, să putea să se întoarcă împotriva mea, aia, să stea să drojdească în mine se întoarcă împotriva mea sub forma unei boli fizice, să-mi atace un organ intern, să fiu foarte stresat, anxios, deprimat și tot felul de alte stări pe care nu, nu le pot conștientiza. Dar totul începe cu furia. Deci furia este sănătoasă și normal să o simți da? în momentele în care simți că ești sub asediu, în momentul în care simți că sunt încălcate niște drepturi, niște limite. Dar poate nici măcar nu le știi care sunt, că sunt drepturile tale și limitele sănătoase pe care trebuie să le setezi. Deci e important să înveți despre tine ce poți tolera în acest moment și ce nu. Ce dorești, la ce dorești să spui stop, ce dorești să schimbi. De multe ori în ăsta stă secretul. Când simți furie, asta înseamnă că ceva sau cineva în viața mea vine peste mine și îmi violează drepturile și limitele. Psihologic și emoțional e suficient. Deci va trebui să împing, să împing lucrurile, lăsați-mă să respir. Lăsați-mi spațiu. Și acum, o fi jobul, o fi ritmul de viață pe care tu ți l-ai impus plonul prin alegerile tale, o fi căminul pe care ți l-ai creat împreună cu partenerul, cu familia ta, cu, cu părinții, cu copiii tăi, poate toate, nu? O fi presiunea la care poate tu te, pui, te supui pe tine pentru a face anumite performanțe și apoi simți furie, o parte din tine simte furie pentru o altă parte din tine care te pune să faci lucruri, înțelegi ce zic, da? De multe ori noi suntem cei mai critici ai noștri, de multe ori noi ne biciuim cel mai tare pe noi pentru a face performanță, noi ne impunem niște standarde greu de atins și nu suntem dispuși să acceptăm anumite limite, și atunci vine furia. Deci, de multe ori furia poate fi pentru că eu mă pun pe mine în niște situații foarte dificil de dus. Mă pun în situații în care eu abuzez de mine, de corpul meu fizic, de capacitățile mele și așa mai departe. Nu mă cunosc destul de bine sau n-am învățat să-mi să port de grijă să mă iubesc pe mine. Să mă respect pe mine și mă pun în situații în care mă sacrific, în care muncesc extrem, în care fac lucruri multe pentru a câștiga aprobarea și iubirea celorlalți, dar cu ce rezultate până acum? Poate nu se merită, nu? Deci, asta este furia. Nu te speria de ea. Dacă simți că e des și mult, simți des furie și multă furie, este pentru că, probabil, așa cum ți-am spus, ești asaltat uh, de niște pretenții și de niște situații și de niște cerințe. Unele din exterior poate, altele tocmai din interiorul tău provenite, sau de obicei un mix între ele. Nu? Dacă tu n-ai spus niciodată oamenilor că asta poți și de asta nu poți, să nu se ceară, oamenii nu știu și ei cer cât pot și cât au nevoie. Dar ține de tine să ai acest dialog coerent și să spui până aici da, până aici nu. Și o să vezi că multă furie începe încet, încet să se liniștească, că nu mai este necesară. Dar furia e importantă, ascultă o nu încerca să o anesteziezi. Că e importantă, îți spune ceva. În alte videouri vorbim despre tristețe și despre frică, la fel ca niște indicii foarte importante ale ființei noastre care vine să ne vorbească. spune uh, spunem cum stai cu furia. Scrie, te rog, la alfa.com cum e cu furia în viața ta, cât te simți, cum o gestionezi, ce faci cu ea, dacă știi, da? Mi-ar plăcea să avem un dialog despre asta. Mersi mult, ceau, ceau!